Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. A trecut de acum 2000 de ani de când Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer, a propovăduit Evanghelia sa. Noi azi amintit la biserică și am auzit Sfânta Evanghelie, dar și spune în Evanghelie de azi. Așa dintr-o parte când este așa uscat, parcă tot e uscățit. Nu bine, Mântuitorul azi a tămăduit un copil care era bolnav, avea întrânsul duh mut și surd. Și care este tălcuire la această Evanghelie? Sfinții Părinți prin noi ne învață așa, că acest eveniment s-a întâmplat cu 8 luni până la răstignirea lui Hristos. Înainte de a tămădui acest copil, Hristos îi iepte cei 3 ucenici ai săi din 12. Deci 9 ucenici rămân la poalele muntelui Tabor, dar 3, Petru, Iacob și Ioan se ridică cu Hristos pe vârful muntelui. Și acolo Hristos se schimbă la față, în fața lor, și de-a dreapta și de stânga stăteau proroșii Ilie și Moisei. Și a înconjurat un nou urmare și s-a auzit glas din cer al Părintelui Ceresc. Acesta este Fiul meu, cel iubit, în care bine am voit de dânsul să ascultat. Și s-a schimbat Hristos la față, în fața lor și eu căzut, Petru, Iacob și Ioan, ca morți la pământ. În acest loc, după asta, Hristos îi trezește pe îi scoală, îi ridică și le spune că să nu se teamă. Și coborându-se din munte, în vale, la poale, aude gălăgii mari de popor, adunare mari de oameni. Vreau să spun, dacă ați citit cu atenție Evanghelia, în urma lui Hristos tot timpul merge foarte multă lume. Mulți pur și simplu din curiozitate, probabil că, alții din necesitate, să audă cuvântul lui cel Sfânt. Alții din ca să câștige sănătate în bolile lor care le aveau. Dar mai erau și alți oameni. Asta erau ucenicii lui, acei 12 ucenici, care el i-a ales pe ei din lume. Și mai erau și alții. Erau farisei, saducheii. Aceștia erau plini de zavistie. Aceștia îl cliveteau, îl judecau, îl înjosau și căutau orice fel ca să găsească la dânsul măcar cât de mică greșeală, ca autoritatea lui în fața poporului să o nimicească și cumva așa să-l clivetească, ca să nu creadă mai mult nimeni în acest Iisus. Deci era gălăgie mare. Și care era pricina? Era un bărbat cu un copil bolnav. Acest copil avea duh mut întrânsul. Acest copil era bolnav de duh necurat. Limba lui era legată de duhul acest necurat și urechile lui erau astupate. Și acest bărbat s-a apropiat de apostoli și îi roagă, dar unde e Iisus, învățătorul vostru? Ei spune, noi, învățătorul s-a ridicat în munte, dar acest om sărman îi roagă și spune, tămăduiți, vă rog, pe acest confil al meu, că știu că învățătorul vostru e tare puternic și tare multă lume tămăduiești. Ei au încercat, au spus rugăciuni, dar nimic, nimic, înțelegeți? Și în acest timp fariseii și saducheii cu atâta ură au năvălit asupra sfinților ucenici, că tot poporul de acum era parcă într-o scârbă și într-o panică. Și este asta. De ce ucenicii lui Iisus nu pot tămădui acest copil sărman și acest tată, a cărei credință era destul de slabă? El de acum nu știa și să mai gândească. El a fost la mulți medici, el a fost la sinagogă, el a dat multe rugăciuni, el s-a rugat și el. Dar de acum sufletul lui era aproape de deznădejde, de deznădejde totală. Și farisei năvăliți asupra apostolilor și îi cliveteau și era strigăte mare. Apostolii se împotriveau, poporul se tulbura, dar omul de acum se deznădăjduia. Dar copilul stătea bolnav. Închipuiți-vă așa o vedere, vedere dureroasă. E greu și dureros când noi creștinii pierdem, dar pierdem din
puțină credință a noastră. Și în acest timp scovoară Iisus și se face liniște mare. Farisei mai mult nu strigau, că ei știau că de câte ori se apropiau de Iisus cu vicleșug, și tătă data o pierdut. De atâta limbile lor o amorțit. Ei tăpucut și-o coborât ochii lor în jos. Poporul s-a bucurat, cum faci poporul în ziua de azi. Când aude de Iisus, poporul se bucură. Dar și apostolii, iată vine Dumnezeu. Acum tot a să aranjeze toate la lucrurile lor. Și așa tot timpul, iubiții mei, tot timpul. Și inclusiv și în sufletele noastre. Când vine Dumnezeu, atunci se face pași nemaipomenite. Ca cum Hristos a liniștit furtuna pe mare, așa se liniștește și furtuna vieții noastre. Scoboară lui Iisus, după schimbarea sa la față, după binecuvântarea Părintelui Ceresc, după întâlnirea cu Moisei și cu Ilie, coboară Iisus discuță și vede mulțime multe de popor. Știe El oare ce se întâmplă? Da, știe. Dar deși El nu a izgonit Duhul rău înainte de a se coborâ de pe munte, de atâta că folosul este mult, mult mai mare ca să se arăte neputința tuturor și să arăte necredința tuturor și să arăte împotrivirea tuturor. Fiecare să vadă pe sine la ce nivel duhovnicesc se află, la ce nivel duhovnicesc se află. Tu și tu. Poate tu te împotrivești cu Dumnezeu, poate tu ești slab în credință, dar poate tu ești deznădăjduit. Uite unde ești tu. Uite, iată vine Iisus și tot trupul o tăcut. Tot trupul o tăcut. Și numai acest stat sărman, el era durerat foarte tare. El se apropie de Iisus și spune, el spune aceste cuvinte: Doamne, Doamne, acest copil al meu este bolnav, el are duh mut, el niciodată nu m-a numit pe mine tată, el niciodată la mama lui nu a spus mamă, el nu aude nimic, la cât n-am fost eu nimeni, nu a putut să-l tămădăiască. Și dacă tu poți ceva, ajută-ne nou. Vedeți, sărmanul om, el îi spune la acela tot puternic, dacă tu poți ceva, ca cum te apropii de un împărat și arogi, dacă poți, dă-i-ne, te rog, spune la slujile tale să-mi dă-i o lingură de apă. Oare împăratul nu poate? Dar nu este în fața noastră împăratul împăraților, Domnul domnilor. Iată așa suntem noi. Noi ne îndoim toată viața noastră în puterea lui Dumnezeu, dar să ne apropiem de Iisus și să rugăm pe Dânsul. Păi Iisus îl întreabă, dar crezi tu, de când bolești, el spune, de când? De când copilul tău bolește? De el spune, din născare. Și-l arunc când în foc, închipuiți-vă. Să vezi copilul tău aruncat în foc. Și-l arunc când în apă. Dacă nu mi-l lua Dumnezeu acest copil de mult, nu mai trăie. Dar cine îl păză pe acest copil? Domnul Dumnezeu. Deși așa s-a lăsat, deși așa s-a slobozit, pentru ca să se mântuiască sufletele noastre, să se mântuiască. Și noi, trecând de mii de ani, noi vedem icoana asta și azi, vie. Iată Hristos coboară de pe muntele Taborului. Iată mulțime de popor. Iată tată deznădăjduit. Iată copil bolnav. Iată Iisus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc, nădejdea fiecăruia din noi, nădejdea deznădăjduiților și nădejdea bolnavilor și nădejdea sărmanilor. Apostolii stăteau în nedumerire, dar Hristos îl întreabă, dacă poți crezi, să-l voi tămădui. Atunci acest tată, din ultimele puteri lui sufletești,
strigă în glas mare, plângând și lăcrămând cu ochii în lacrimi, se uită la Iisus. El de mână nu interesează nici farisei, nici poporul, nici apostolii. Tot depinde de dânsul în acest moment. Vă închipuiți? Cât nu depinde de noi, noi parcă așa ne purtăm. Dar când e ca de tine nu depinde, de credința ta, tu crezi că acest copil azi stămăduiază. Și el se apropie și îngenunchează și strigă în glas mare. Strigă aceste cuvinte, care noi trebuie să le rostim cât mai des. Cred, 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 Doamne, ajută-mi necredinții mele. Vedeți că omul nici nu poate să creadă în Dumnezeu fără de puterea lui Dumnezeu. Deci credința este darul lui Dumnezeu. Om poate să creadă numai cu buzele din puterea lui omenească. Dar însuși credința vie, că dacă îți avea credință cât o semânță de muștar, va sporunci muntele acestuia și se va muta în mare. Pe cine din noi are măcar atâta credință? Și deși noi suntem atâta de slari, iată, dacă nu ne ajungi de hotărâri, nu suntem hotărători în a merge direct, hotărâți cu bărbăție și vitejie spre Dumnezeu și spre împărăția cerurilor. Și atunci Hristos își arată puterea și slava ta. El rostește aceste cuvinte care nu le poate rosti nici unul din noi și nu le rostit nici un om, nici într-un veac. Dacă omenirea stătea în păgânătate și aduce jertfă drașilor de-a lungul veacurilor, pentru că drașii să nu le facă lor nimic rău, omenirea credie și cu adevărat credie că rău este mai puternic ca binele. Păi azi Iisus vine de a arăta că binele este atot puternic, dar rău este o nimicnicie a nimicniciilor. Și iată Hristos spune aceste cuvinte, arătând la întreaga omenire care este puterea drașilor. El spune, ție îți poruncesc, ție îți poruncesc. Auziți? El nu ca prorocul Ilie sau cu ceilalți sfinți să roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ajute. Iată dacă El este Dumnezeu, Iisus este Dumnezeu și El poruncește Duhul Necurat cu puterea sa dumnezeiască. El spune, eu ții Duh rău, surd și mut, îți poruncesc să ieși din acest copil și de acum niciodată să nu te mai întorci. Și l-a zguduit Duhul rău și l-a pălit la pământ și a ieșit Duhul rău din copil și copilul a rămas ca mort. Și fariseii au înghițit limbile, și poporul s-a cutremurat, și apostolii s-au bucurat, dar tatăl de într-o nedumerire înspăimântat, nu știe și să gândească că tot s-a gândit că copilul a murit. Dar Iisus se apropie, întinde mâna la copil și ridică, îl pune în picioare și copilul viu, viu și de acum aude, și de acum vorbește, i s-a dezlegat limba pentru a slăvi pe Iisus, pe Dumnezeu, pentru a vorbi cu părinții lui. Tată, îți stimesc, mamă, îți stimesc, părinții mei, vă iubesc. Vedeți cum Dumnezeu, prin această minune, de câte lume, i-a întors la credință, la credința cea adevărată. Dar să nu gândiți, iubiții mei, că de acest duh mut și surd nu suntem bolnavi și noi. Om care nu crede în Dumnezeu, care nu slăvește neîncetat, care nu se roagă lui neîncetat, acel suflet este bolnav ca și acest copil. Bolnav de Duhul cel rău, surd și mut. Este robit.
Omul care nu slăvește pe Dumnezeu este lărobit de Duhul mut și surd și este aruncat când în foc, asta e desfrâu, și când în apă, asta e beție, asta e deznădejde, asta e păcate spate care au sensul lor duhovnicesc. Oare nu copiii noștri, în loc să vii la biserică, stau noapte pe restaurant și pe baruri, pe cluburi de noapte? Acești copii sunt surți pentru cuvântul lui Dumnezeu și sunt muți pentru rugăciune. Fix așa și fiecare om, fiecare suflet care caută numai acele pământești, acest om este surd pentru cuvântul lui Dumnezeu și mut pentru rugăciune și pentru slavoslovie lui Dumnezeu. Să ne luptăm, să aducem sufletele noastre la picioarele lui Iisus, ca El fiecare din noi să ne izbăvească din robia Duhului Rău, celui mut și surd, să ne izbăvească din robia păcatului, ca și noi, cu adevărat, să ne izbăvim și să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să avem frică de Dumnezeu, să-L slăvim pe Dumnezeu și să avem rugăciune neîncetat față de prea iubitul și prea scumpul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, care este cuvenit de slavă, cinste și închinăciune, împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, în toate vremurile și în toate veacurile. Amin. Va fi de bine cu Sfânta Împărtășanie. Bunul Dumnezeu să ne ajute nouă în lupta noastră cu duhurile necurate. Să ne ajute nouă Bunul Dumnezeu cu rugăciunile Sfinților Apostoli, ale prorocului Moisei și Ilie, ca cu toții să avem credința cea de la urmă acestui Tată sărman, să ne izbăvească pe noi Dumnezeu sufletele noastre de duhurile necurate de sub cer, care practic țină robie în ziua de azi toată omenirea pentru a nu auzi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a nu se pocăi și nu se ruga Lui. Acești oameni urecheau și n-aud. Acești oameni ochi au și nu văd. Acești oameni guri au și tac, n-o slăgesc pe Părintele Ceresc. Deci auzim de Evanghelia de azi, să ne pocăim, să ne corectăm viața noastră. Întrem în cealaltă săptămână, într-a cincea săptămână. Acum suntem în Duminica a patra. Duminica a patra de Biserica Mamei este închinată de celui între Sfinți Părinții noștri Ioan Scărare, care a fost unul din cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe. El în jurul la 40 de ani a stat zăvorât într-o peșteră și acolo a dus slavă lui Dumnezeu și a ajuns duhovnicește la nepătimire și la sfințenie mare și a avut ucenici foarte mult și toți ucenicii lui au ajuns la desăvârșire și el a scris Marea Carte, care este ca un mărgăritar duhovnicesc, un cadou din veșnicii pentru fiecare din noi. Cartea aceasta se numește Scara. Sensul cuvântului Scara, aceasta este scara de la pământ la cer. Cum sufletul în parcursul vieții noastre poate să se ridice la cele cerești. Noi neîncetat ne ridicăm pe scară. Ori ne ridicăm la cer, ori ne coborâm în iad. De-a doilea să ne păzească Bunul Dumnezeu. Să ne ajuți cu rugăciune Sfântul Ioan Scăraiu să ne ridicăm tot timpul la cele cerești. Deci intrăm în săptămâna a cincea, miercuri va fi liturgie înainte sfințită. Deci miercuri Biserica Mamă binecuvintează încă o dată citirea canonului mare al depocăinței a Sfântului Ierarh Andrei de Creta. Pe la orele trei care aveți posibilitate, vă așteptăm toți la Sfintele Rugăciuni. Joi de acum, liturgie înainte sfințită, vineri, liturgie înainte sfințită, sâmbătă, este sâmbata Acafistului, a Maicii Domnului, a Acafistului Bunei Vestiri. Vă așteptăm toți la Sfintele Rugăciuni și duminica a cincea din postul mare, Biserica Mamă, o blagoslovește să vii la noi cu vioasă Maica noastră, Maria Egipteanca, cu harul daruit de la Dumnezeu și cu binecuvântarea și cu rugăciunile ei.
через скомпи, шляп, терни, терпи.